Pompierii detașamentului Slatina, cu auto specială de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurt, au intervenit în municipiul Slatina, strada Banului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferul și pasagerul aflați în autoturism au observat la timp incendiul și au reușit să se salveze. La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat, cu flacără și degajări mari de fum. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, dar autoturismul a fost distrus în totalitate. Pompierii au stabilit cauza incendiului, care a distrus în totalitate autoturismul cuprins de flăcări. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Polițiștii atrag atenția proprietarilor de mașini să se adreseze doar persoanelor autorizate atunci când au probleme cu mașinile. Orice improvizație, în special la partea electrică a mașinii, poate conduce la incendii cu urmări dintre cele mai grave.